Bine v-am regăsit la știrile din sport. Ioan Nicolae a căzut pradă valului de arestări declanșat de DNA. 2 ani și jumătate, Astra trebuie să se descurce singură, așa cum Steaua a reușit fără Gigi Becali. De club se vor ocupa cel mai probabil managerii, dar și Dinu Gheorghe este dispus să-i sară în ajutor Astrei. Vestea condamnării la 2 ani și jumătate de închisoare pentru patronul Astrei a căzut ca un trăsnet în sânul echipei. Ioan Nicolae este învinovățit că a finanțat ilegal campania electorală a lui Mircea Geoană pentru prezidențialele din 2009, cu o sumă de 1 milion de euro. Iar în cazul în care candidatul PSD ar fi câștigat, afacerile lui Nicolae ar fi primit diferite avantaje din partea statului. Pe plan fotbalistic, Astra ar putea avea de suferit, deoarece finanțarea clubului s-ar putea stopa complet. Cel mai bogat om din România a anunțat la sfârșitul anului trecut că nu dorește să mai bage bani în echipă, iar aceasta trebuie să se autofinanțeze din sponsorizări, drepturi de televizare și bani de la UEFA. Rezerva de finanțe este pe sfârșite, iar acum nu se știe dacă Ioan Nicolae va mai avea dispoziția necesară să reînceapă să investească de după gratii. Fostul președinte al Astrei, Dinu Gheorghe, regretă situația în care a ajuns vicecampioana. Cred că se vor strânge rândurile acolo. E păcat să dispară echipa. Toți cei care sunt acolo și cei care am fost, avem obligația ca această echipă să continue. Mai mult, Dinu Gheorghe se arată dispus să ofere o mână de ajutor giurgiuvenilor. Dacă se va apela la mine, fără nicio discuție, în secunda 2 voi răspunde da, fără niciun fel de pretenții. Pentru că mă leagă, v-am spus, foarte multe de echipă, mă leagă foarte multe de omul Ioan Nicolae. Ioan Nicolae ar putea să nu își ispășească pedeapsa integral. Miliardarul are vârsta de peste 60 de ani și poate executa o treime din pedeapsă. Dacă va scrie o carte și va avea un comportament bun, acesta ar putea ieși din penitenciarul Rahova până la sfârșitul anului. De cealaltă parte, în tabăra Stelei este sărbătoare. Gigi Becali a fost eliberat condiționat prin decizia Tribunalului Constanța după un an și 10 luni petrecute după gratii, din pedeapsa de 3 ani și 6 luni. Ben Youssef și-a luat liber de unul singur și nu a participat la antrenamentul Astrei dinaintea meciului cu CFR Cluj. Indisciplina fundașului central l-a deranjat pe antrenorul Dorinel Munteanu, care nu mai contează pe Youssef. Ben Youssef a călcat pe bec în fața lui Dorinel Munteanu și l-a determinat pe antrenor să spună că este neplăcut surprins de un asemenea comportament. După meciul cu Naționala Tunisiei, unde face parte din lot, fundașul central al Astrei și-a luat liber cu de la sine putere și nu s-a prezentat la Giurgiu înaintea antrenamentului oficial pentru partida de sâmbătă cu CFR Cluj. De când am venit, mă îndoiesc de profesionalismul lui, adică ca jucător, nu ca om. Fiindcă să nu respecti programul echipei, să vii de la echipa națională să-ți iei liber, că vrei tu, că ești obosit. Poate îi dădeam și eu liber. Dar așa, eu știu, tratarea de sus sau, eu știu, asta mă surprinde. Nu e niciun conflict cu el, să știți. Fiindcă pentru mine echipa e importantă, nu Ben Youssef. Dar așa, pentru... E un jucător să vină într-o țară, în România, dar trebuie să mai aibă mai mult respect vis-a-vis de colegii lui, nu de mine. În asemenea condiții, jurnaliștii prezenți ieri la conferința de presă organizată de clubul Astra l-au întrebat pe antrenor dacă mai contează pe serviciile lui Youssef. Mai contează pe el? Cuvântez pentru toți jucătorii, dar încă o dată încep să mă îndoiesc așa de 3 săptămâni de profesionalismul lui. Își doresc să plece în altă parte, sau eu știu, să termine contractul. Aștept să văd reacțiile din partea lui. La celălalt pol, atacantul Aurelian Chițu a intrat în grațiile lui Dorinel Munteanu, care l-a și adus la conferința de presă. Chițu a recunoscut că nu s-a descurcat bine cu Protasov, care îl marginaliza. Cu domnul Protasov a fost un conflict, am avut un conflict cu dânsul chiar de la început și pe urmă am intrat în disgrația lui și asta a fost să fie. Acum sper cu domnul profesor să fie mai bine și e mai bine, pentru mine mult mai bine, am mai multă încredere. Sper să continui așa și să am încredere mult mai mare în mine. Astra va juca mâine la Giurgiu în etapa cu numărul 24 și va întâlni CFR Cluj cu începere de la orele 18 pe stadionul local Marin Anastasovici. Nu ratați sâmbătă meciurile din județ. De la ora 16 va avea loc o nouă etapă din Liga a 4-a și se anunță câteva partide încinse. La Giurgiu, pe stadionul din Port, Dunărea primește vizita lui AS Prundu, iar dunărenii nici nu se gândesc la o înfrângere. Vor să spele eșecul de săptămâna trecută.
Sâmbătă este o zi plină de fotbal la Giurgiu, atât în oraș cât și în județ. De la ora 16, Liga a 4-a ia foc. Liderii nu vor să cedeze locul în clasament și nu trebuie să facă pași greșiți, deoarece diferențele sunt doar de câteva puncte, atât în seria de sud cât și în cea de nord. Etapa a 17-a o prinde pe Unirea Izvoarele în fruntea sudului, la doar 3 puncte de Arsenal Malu, care are și un meci mai puțin disputat. În nord, Argeșul Mihăilești ține cu pumnii de fotoliul de lider pe care l-a obținut etapa trecută, dar Smeio Grezeni îi suflă în ceafă de la doar un punct distanță. Aceștia vor juca cu Voința Podișor sâmbătă. Înainte de Astra CFR Cluj, care va începe de la ora 18, microbiștii giurgiuveni își vor putea satisface setea de fotbal cu meciul Dunărea Giurgiu Ase Prundu de la ora 16. Va fi un meci de luptă. Ei vor veni la Giurgiu cu dorința de a câștiga puncte, deoarece sunt în jos, în subsolul clasamentului, și automat vor veni la noi să câștige acest meci. Noi vă dați seama că și noi avem aceeași dorință de victorie. Dunărea Giurgiu va încerca să uite de înfrângerea din etapa trecută, suferită în deplasare. Argeșul Hotarele i-a învins atunci pe dunăreni cu scorul de 4-1. Astăzi venit în urma unui meci bun făcut de noi, dar cum se întâmplă de obicei în fotbal, mai sunt și surprize. Pe fundul dominării noastre au venit niște goluri pe unele greșeli individuale. Nu a fost realitatea din teren, nu reflectă cu adevărat realitatea din teren. Vor avea loc meciuri în toate colțurile județului. Iată acum și programul etapei a 17-a. Știrile din sport se opresc aici. Vă aștept din nou luni cu mai multe informații. Până data viitoare vă urez un weekend minunat!